Sibienii s-au mobilizat și doresc să ajute refugiații din Ucraina. S-au deschis două puncte de colectare de bunuri și mâncare. Unul este deschis până vineri seara, iar sâmbătă se va pleca spre granița cu Ucraina. Acesta este deschis pe strada Hub până vineri la ora 20. Un alt centru de colectare se va deschide sâmbătă după ora 12 pe strada Tractorului numărul 10. Municipalitatea Sibiană are deschis vineri după amiază pasajul pietonal Șaguna. Proiectul a presupus lucrări ample, această cale pietonală importantă fiind practic înnoită complet. O amenajare deosebită în interiorul pasajului este videowall-ul cu lungime de 18 metri. Au mai rămas de executat lucrări de placare a zidurilor și montarea lămpilor de iluminat arhitectural. Sibienii care au trecut prin infectare cu COVID-19 și au nevoie de recuperare pot face acest lucru la Spitalul Județean și la Centrul Aria. La Spitalul de Pneumoftiziologie aceste servicii sunt suspendate momentan, dar aici pacienții pot fi evaluați și învățați cum să facă recuperare acasă. În oricare situație este nevoie de trimitere de la medicul de familie sau specialist.